În perioada martie-mai 2021, publicul este invitat la secția de etnografie și folclor a Muzeului Municipal din Câmpul Lung să admire 73 de piese de port popular feminin din mai multe regiuni ale țării, precum Transilvania, Banat, Muntenia, Oltenia, Crișana, Moldova și Bucovina. Lada de zestre prezintă articole vestimentare țesute cu migală și măiestrie și purtate de femei de-a lungul timpului. Fotele din colecția de port popular a muzeelor datează de la finalul secolului al XIX-lea, începutul secolului 20. O parte din piesele tradiționale au venit din localități mușcelene precum Rucăr, Stoienești, Lerești, Câmpul Lung. De asemenea, o altă parte au fost donate Muzeului Municipal Câmpul Lung de diferiți colecționari particulari pasionați de tradiție și istorie. În perioada martie-mai, secția de etnografie și artă populară a Muzeului Municipal Câmpul Lung găzduiește expoziția temporară din Lada de Zestre a Românilor Fota, realizată în colaborare cu Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești, constând din piese de port popular femeiesc din mai multe regiuni etnografice ale țării, Transilvania, Maramureș, Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, Moldova și Bucovina. De ce din Lada de Zestre a Românilor? Pentru că Lada de Zestre este un simbol aparte pentru locuința și familia tradițională din toate zonele etnografice ale țării, în special în relație cu ritualul nunții. Lada de Zestre era piesa de mobilier pe care fata tânără o lua cu ea când pleca din casa părinților după căsătorie. Era așezată de obicei la capătul patului sau pe laviță și a îndeplinit timp îndelungat rolul de dulap în case din diferite categorii sociale. Conținutul acestei lăzi era bogat, se păstrau piesele vestimentare și țesăturile de interior ale casei. Dintre piesele vestimentare făcea parte și fota, o componentă principală a costumului popular femeiesc. Fota este țesută din bumbac sau din lână, ornamentată cu fir de mătase în nuanțe diferite, în asociere uneori cu firul metalic, auriu și argintiu, firul janir, firul nylon sau chiar paiete. Această multitudine de culori și bogăție decorativă este specifică fiecărei zone în parte. După tipul de fotă ornamentată, se disting două categorii, cele care se purtau în zilele de lucru și altele în zilele de sărbătoare. Fotele expuse în această expoziție sunt foarte valoroase din punct de vedere artistic, cât și al vechimii, datând de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, lucrate cu acuratețe, migală, pasiune și artă. De aceea, vă invităm și vă așteptăm cu mult drag pentru a admira aceste bijuterii ale patrimoniului etnografic care fac parte din viața noastră de marți până duminică, între orele 9-17. Evenimentul a fost organizat de către Muzeul Municipal din Câmpul Lung împreună cu Muzeul Viticulturii și Pomiculturii din Golești, care a pus la dispoziție pentru a fi expuse și costume populare din alte regiuni ale țării.